Din toată prezentarea celor de la Apple despre noul iOS 18, cam jumătate din timp au discutat doar despre inteligența artificială și despre cât bine ne face ea pentru că vine pe iPhone-uri. Vorbim despre funcții ca posibilitatea de a o ruga pe Siri să ne caute informații prin e-mail-uri sau fotografii, posibilitatea de a scoate oameni sau obiecte din poze, dar și funcții de generare de imagini, generare de emoji-uri, de parcă i-ar folosi cumva, sau generare de texte. Mai mult Siri o să fie mai deșteaptă cu ocazia asta și o să poți purta cu ea conversații mai, hai să zicem așa, obișnuite, nu așa cum e acum, când pare că nu știe ce vrei de la ea atunci când îi pui o întrebare sau o rogi să facă ceva. Toate sunau bine și deși aceste opțiuni nu erau disponibile în limba română, abia așteptam să le testez, mai ales că Apple le-a acordat atât de mult atenție în prezentare. Doar că se pare că niciuna dintre funcțiile astea nu va veni pe iPhone-urile din Europa odată cu iOS 18. Adică anul ăsta sigur nu vor veni. Și poate te întreb de ce, nu? Ei bine, declarația exactă celor de la Apple o vezi chiar acum pe ecran. Pe scurt, îi spun că regulamentul Digital Markets Act, care funcționează în Europa, ar putea să oblige să scadă nivelul de securitate al produselor lor. Practic, acest Digital Markets Act zice că marile companii, cum sunt Google, Microsoft, Apple și așa mai departe, ar trebui să le ofere utilizatorilor posibilitatea de a alege dacă vor să folosească în totalitate ecosistemul lor sau nu. De aia, spre exemplu, poți cerge aplicațiile care vin preinstalate pe iPhone-ul tău, pentru că dacă vrei să folosești o altă aplicație de mail, spre exemplu, față de cea oficială de pe iPhone, ar trebui să poți face asta. Ceea ce în teorie sună și funcționează foarte bine. În practică, legătura dintre sistemele AI și acest Digital Markets Act parcă nu se vede până la capăt. Și cum Apple nu a fost obligat să-ți dea posibilitatea să o ștergi pe Siri, spre exemplu, ca să lași alt asistent virtual să ia locul, probabil și zona asta de funcții AI ar putea intra la categoria de excepții. Asta mă gândesc eu. Dar Apple nu a dat detalii mai multe pe tema asta, ci doar au spus că își fac griji că ar putea fi forțați să modifice setările legate de AI, astfel încât datele utilizatorilor să nu mai fie în siguranță. Deci, asta e singura chestie pe care au zis-o. Bun, dar dacă ne uităm la statistici, vedem că Apple a vândut doar în 2023 peste 76 de milioane de iPhone-uri în America și vreo 57 de milioane de iPhone-uri în Europa. Și în condițiile astea mi-e greu să cred că ar da așa ușor cu piciorul la o listă de clienți atât de numeroasă, doar așa de teamă să nu încalce vreo reglementare europeană. Logic ar fi fost, zic și eu, să discute cu cei de la Uniunea Europeană despre asta și să găsească o soluție înainte de a lansa iOS 18 sau, nu știu, poate chiar în perioada asta beta în care testăm sistemul de operare, mai ales că nici în Statele Unite încă n-au apărut funcțiile AI, chiar și în variantele beta de iOS 18, deci cum nu au arătat la nimeni funcțiile astea, ar avea timp să le mai adapteze, să se potrivească și în Europa, dacă ar vrea. Bine, probabil la un moment dat vom primi și în Europa aceste funcții, că, cum ziceam, e o bază foarte mare de utilizatori care ar putea să le folosească, dar până atunci, ce știm clar este că în 2024 acestea nu vor fi disponibile și pentru noi. Altfel, iOS 18 se va lansa prin septembrie, așa cum se întâmplă de fiecare dată, doar că la noi va veni doar cu modificările alea de bază, cum e control center-ul redesenat, posibilitatea de a colora iconițele de pe ecran și toate lucrurile de genul ăsta. Dacă n-ai văzut clipul meu despre noutățile din iOS 18, îți recomand să o faci ca să vezi tot ce va fi nou pe iPhone-ul tău începând din septembrie și am lăsat în descriere un link ajutător ca să ajungi la clipul ăla mai ușor. Revenind la problema noastră, mie mi se pare aiurea și că noi, cei din Europa, vom plăti același preț pe un iPhone 15 Pro sau 16 Pro, dar el va funcționa doar la jumate din capacitatea lui pentru că nu avem acces la funcțiile cu inteligență artificială care în iOS 18 reprezintă destul de mult din totalitatea funcțiilor telefonului. Și practic e ca și cum ai cumpăra acest telefon astăzi și ți s-ar spune că pentru că tu locuiești în Europa, funcționează doar două camere dintre cele trei și dacă vrei să funcționeze și a treia, mai aștepți un an de zile. Practic, tu plătești și camera în plus astăzi, dar ea nu merge decât în SUA momentan. Sună ciudat, nu? Dar fix așa e și cu funcțiile AI. Tu ți-ai un telefon care ar putea să le aibă, dar pentru că ești în Europa, nu o să le ai. În realitate, eu cred că amânarea asta este modul celor de la Apple de a se răzbuna pe reglementările și amenzile oferite de Uniunea Europeană către ei în ultimii ani. Chestiile astea, ca obligativitatea de a pune încărcare prin USB-C, obligația de a ne lăsa să instalăm aplicații din App Store-uri externe și așa mai departe, i-au supărat pe cei de la Apple puțin și acum mă întorc împotriva clienților arătând că pot controla și ei lucrurile dacă vor. Bine, cum, când vor apărea toate lucrurile astea rămâne de văzut, dar până atunci sunt curios cum se pare ție toată situația asta în care funcțiile AI se vor lansa în Statele Unite cât de curând, în câteva luni, dar noi nu vom avea parte de ele anul ăsta și cei drept nu știm când vom avea parte de ele. Zi-mi într-un comentariu cum se pare ție toată treaba asta.